Doamnelor și domnilor, începe spectacolul în serii. La Etno TV punem rămășac pe folclor în fiecare seară. Urmează momente de neuitat alături de inegalabilul Georgel Nucă. Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Sunt Georgel Nucă și vă invit să rămâneți alături de noi până la final. Și în această seară ne întâlnim cu prieteni dragi, ne întâlnim cu oameni minunați, dar vreau să vă mulțumesc dumneavoastră de la bun început, pentru că întotdeauna ne așezați în topul audiențelor. Vreau să le mulțumesc și oamenilor care pun umărul în realizarea emisiunii noastre Rămășa pe Folclor. Mulțumim cofetăriei Claus, mulțumim doamnei Adam, mulțumim neavasile Cozonac, mulțumim salonului Vigmar și doamnei Margareta Mihai. Mulțumim patiseriei Oltina pentru toate produsele puse la dispoziție. Mulțumim priceput pentru bucatele tradiționale. Mulțumim din tot sufletul complexului turistic Maridor de la Zărnești, de acolo din județul Brașov, dar și oamenilor noștri speciali, doamnei Mariana și domnului Dorin Chiriac. Doamnelor și domnilor, în această seară ne puteți scrie pe pagine de Facebook Rămășa pe Folclor sau Etno TV. Ne puteți lăsa gândurile dumneavoastră și pentru noi acest lucru înseamnă foarte, foarte mult. Ne-am adunat pentru că doi oameni minunați, doi oameni ce formează o familie atât pe scenă cât și în viața de zi cu zi, împlinesc 6 ani de când s-a născut prima prințesă, împlinesc 6 ani de la căsnicie, da? Așa, nunta religioasă, sunt doi oameni minunați, sunt doi oameni care cântă cu sufletul, care cântă cu inima, doi oameni care cântă de toate. Geta State și Irine Mitrou. Bună seara, Geta, bună seara, Irine. Bună seara, bine v-am găsit. Bine ați... În curând, la colaboratorii și sponsorii tăi, o să spui și de pizzeria noastră, pentru că promitem că vom veni și noi cu bucate aici, cu pizza, cu chestii. Cum pizza, o să vă delectăm cât aveți de curând. Aveți o pizzerie? E, mai nou, da. Păi da, n-am știut. Atunci mulțumim. Așa, când aveți poftă de o pizza, dați un telefon și vă trimitem. De la pizza mi se trage. Deci de la pizza îi se trage, zice. Da? Cred trage, că la toți îi se trage de la pizza. Nu, vorbesc serios și ați început activitatea. Serios, da, da. Da, bravo, Doamne ajută, felicitări. De câteva zile, de când s-au deschis terasele. Lasă că treaba asta cu pizza merge foarte bine. Spuneți-mi, 6 ani de căsnicie, da? De când ați făcut nunta. De la nunta noastră religioasă, 7 ani împreună, 6 ani de la nuntă și de la încreștinarea Sofiei. Că noi am avut și iată că în cei 6 ani aveți doi puișori, o prințesă și un prințișor. Mă, dar sunt supărat pe voi, de ce n-ați luat-o și pe Sofia? Sofia, dar încă nu e voie să stăm foarte mulți. Sofia, să știi că s-a făcut așa o domnișoară, nu prea își mai dorește să... Așa, dar cred că cât de curând ți-l aduc pe Andrei. Să vezi tu ce piruete și ce dansuri îți face un Andrei. Un an și 8 luni. Cât? Are 1 an și 8 luni. Deja ne apropiem spre 9 luni, de pe 30 facem 1 an și 9 luni. Dar este, nu că e copilul nostru, dar este un copil foarte muzical. Deci în momentul în care aude muzica, reacționează foarte bine. Și atunci când ne permite, ne va fi permis să fim mai mulți în emisiuni și să se poată plimba el pe aici, prin platou, pe la voi, îl vom aduce să vezi tu ce dansuri trage Andrei. Sunt convins că trage un dans frumos, pentru că și are de la cine moștenii, să spun, talentul ăsta. Și voi dansa, și voi cânta, și voi faceți lucruri frumoase. Dar aș vrea acum, pentru publicul de acasă, să trimitem câteva cântece și apoi vorbim. Cu drag. Că avem mai mulți invitați în această seară. De fapt, sunt invitații voștri, sunt prietenii, sunt colegii voștri. Noi avem foarte, foarte mulți colegi și prieteni dragi. Și zic eu că și-ar fi dorit mai mult să fie, dar mai găsim noi motive să ne petrecem și altă dată. Lasă, că întotdeauna găsim motive de sărbătoare. Așa că, Geta, te invit la locul de cântat și apoi și Irine ne aduce o piesă. Ascultați-i, pentru că sunt oameni minunați, sunt artiști dragi ai cântecelor noastre. Ușor-mi fac loc prin lume, ca mi-s copil crescut bine acasă în sat la mine. Unde-i povața de mamă, asta mi-a fost prima școală.
ușor îmi fac loc prin lume. Ca mi-s copil crescut bine acasă în sat la mine. Unde-i povața de mamă, asta mi-a fost prima școală. De la țară mulți prin lume, astăzi oameni cu renume. Oameni cu stare și bani, fii de țărani și plugari. De la sate copilași au ajuns domn la oraș. Oameni mari cu multă carte au copilării la sate. M-a ridicat sufletul din piept curat și obrazul nepătat. Rădăcina sănătoasă și cei 7 ani de acasă. De la țară mulți prin lume, astăzi oameni cu renume. Oameni cu stare și bani, fii de țărani și plugari. De la sate copilași au ajuns domn la oraș. Oameni mari cu multă carte au copilării la sate. Când munce să te ridici, știi-și praful pe opici. Chiar de porți haine de domn, în viață rămâi tot om. De la țară mulți prin lume, astăzi oameni cu renume. Oameni cu stare și bani, fii de țărani și plugari. De la sate copilași, au ajuns domn la oraș. Oameni mari cu multă carte au copilării la sate. Și nevoi multe m-au copt de vreme la minte. Suferința tinereții au fost prima școală a vieții. Nu e slugă la străini cum e în casa ta, stăpân. Dar mie nu mi-a fost scris să plec în viață de sus. Am plecat ca mulți de jos și am vrut să trăiesc frumos. Să câștig cinstit o pâine, dar n-au alții loc de mine. Păi cine se uită în punga mea, nu-mi știe neliniștea, că
printre bani nu se văd grijile care le porte. Nu e slugă la străini cum e în casa ta, stăpân, dar mie nu mi-a fost scris să plec în viață de sus. Am plecat ca mulți de jos și-am vrut să trăiesc frumos, să câștig cinstit o pâine, dar n-au alții loc de mine. Cei care îmi vor câștigul le-aș da tot de mi-ar da timpul. În urmă cu doar 5 ani și aș îmbrăca în banii. Le-aș da ce am agonisit pentru un ceas de l-am pierdut, că între drumuri mi-a fost casa, de nu mi-a tignit nici masa. Nu e slugă la străini cum e în casa ta, stăpân, dar mie nu mi-a fost scris să plec în viață de sus. Am plecat ca mulți de jos și-am vrut să trăiesc frumos, să câștig cinstit o pâine, dar n-au alții loc de mine. Geta State și Irinel Mitroiu au fost pentru dumneavoastră, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și aș vrea ca toate cântecele din această seară să fie cu dedicație specială pentru doamna Ecaterina Radu din Valea Călugărească, județul Prahova, un om minunat. Sâmbătă m-am întâlnit cu dânsa acasă la familia Burcă, la doamna Mihaela și domnul inginerul meu de sunet, Dan Burcă, și le mulțumesc frumos pentru ospitalitate. Într-adevăr, doamna Cati este o doamnă minunată, un om plin de temperament, să-i dea Dumnezeu sănătate și tot ce este mai bun. Sărut mâna doamna Cati, vă pup și vă iubesc și să vă trăiască cei dragi ai dumneavoastră. Geta, am văzut că vrei să zici ceva. Ce? Vreau să-ți spun că noi piesele pe care le-am interpretat sunt realizate ca text. Vorbim de doamna Georgiana Ion de la Craiova, căruia îi mulțumim. Și studioul a fost la Marian Bucosu. Sunt foarte multe lucruri de spus. Ne bucurăm că suntem în această seară aici cu voi. Ne bucurăm că avem foarte mulți colegi, așa cum și la nuntă. Acum 6 ani am avut foarte mulți colegi alături de noi. Păi era normal să aveți foarte mulți colegi, că da. Și voi ați fost la nu ei. Nu mai spun la botezul lui Andrei, că au fost 80%, au fost numai soliști și numai instrumentiști. Și totul a fost perfect. Da. Spuneai puțin mai devreme că ai mulți prieteni, chiar ai foarte mulți prieteni și următoarea interpretă este și prietena noastră, pentru că a fost de mai multe ori în emisiunile noastre. Acum s-a pus așa la patru ace, este o fată elegantă, o fată frumoasă, Cristina Mirea Stângaci, o primim cu aplauze și spunem bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Bine ai venit! Mă bucur că în această seară sunt alături de dumneavoastră, alături de prietenii mei dragi de Geta State și Irinel Mitroiu. Le transmit și eu mulți ani fericiți împreună, să le dea Dumnezeu sănătate și să mulțumim se bucure frumos, de mulțumim. Copiii pe care i-au acasă niște îngeri. Și las-o să spună cum o numește pe Sofia și cum îl numește pe Andrei. Cum? Pe Sofia îi spune... Trandafiru. Și pe Andrei? Bucurie. Bucurie, că Andrei râde tot timpul. Așa e alintă ea. Vă vedeți des? Foarte des. Da, ne vedem foarte des. Locuim și aproape și ne vedem destul de des, pentru că Cristina este o fată extraordinară și un om pe care te poți baza oricând. La orice oră, dacă o suni și orice apelezi, este un om pe care te poți bizui tot timpul. Și noi ne bazăm acum pe cântecele Cristinei Mirea Stângaciu și o ascultăm cu mare, mare drag. Thank you.
moș până la nepot, se adună la masă toți și petrec cu bucurie. Iese mare veselie, de la moș până la nepot, se adună la masă toți și petrec cu bucurie. Iese mare veselie. Cristina, îți mulțumim că ai trecut în această seară. Și eu vă mulțumesc din suflet că am fost invitată în emisiune. Încă o dată, Casă de Piatră, Geta și Irinel, să vă dea Dumnezeu sănătate, mulțumesc. Să vă trăiască copiii. Vreau să o salut și eu pe mama mea din Grecia. Și îi transmit multă sănătate și că mi-este foarte, foarte dor de ea. Și bineînțeles, mă bucur că în această seară sunt alături de dumneavoastră și aceste piese le dedic tuturor telespectatorilor noștri. Să fii sănătoasă și te mai așteptăm și altă dată cu mare drag. Cu mare drag. Și pentru mama ta. Geta, ai lucrat în televiziune. Da, și știu că nu trebuie să vorbesc peste tine, dar vreau să o alunc și pe doamna Elena de la Atena, pe mama Cristinei, și să-i spun să rămână pentru tot. Sănătate încă o dată, pauză și ne întoarcem.
Am revenit, dragii mei prieteni, și înainte de a merge mai departe, am câteva dedicații de făcut. Adrian Condruț, colegul nostru de aici, de la magazin, are o dedicație specială pentru o doamnă minunată, pentru doamna Neta a lui Neculae Falcea din Pogoanele Buzău. Sărut mâna, stimată doamnă, să fiți sănătoasă, doamna Neta a lui Neculae Falcea din Pogoanele, și mă bucur că urmăriți programele televiziunii noastre. Încă o dată salutări și gânduri bine, de bine pentru doamna Ecaterina Radu. Să știți că am emoții când vorbesc despre această doamnă, pentru că este cu totul și cu totul deosebită. Un om plin de viață, un om cum rar mi-a dat să întâlnesc. Nu știu, pentru mine doamna Ecaterina Radu înseamnă foarte mult și o iubesc din toată inima mea. Să rămână doamna Ecaterina. Și mai am o dedicație pentru Lucian Țâmpău și Paraschiva Țâmpău din localitatea Breaza, Câmpul Lung, Moldovenești, județul Suceava, pentru că astăzi acești tineri împlinesc un an de căsnicie. Sănătate din partea mamei Elisabeta, dar și din partea bunicii Vasilena Lefenciuc din Breaza, Câmpul Lung, Moldovenesc. La mulți ani pentru toți cei dragi, la mulți ani pentru toți oamenii care în aceste momente stau în fața micului ecran și ne urmăresc. Să știți că am emoții când văd și următorul artist. Este nașa mea dragă, este precum o floare, este un om frumos la chip, un om frumos la suflet, un om care s-a străduit să aducă pentru dumneavoastră cântece deosebite. Și întotdeauna vine în emisiunile noastre în costume de mare, mare sărbătoare. Este un om care și-a alcătuit un repertoriu frumos. Este un artist care a colaborat cu multe orchestre și a cântat cu mulți dirijori. Și aici aș aminti maestru Adrian Grigoraș de la Orchestra de Muzică Populară Radio, cu maestru Marcel Parnica de la Doina Gorjului. Așadar, nașa mea frumoasă, cu suflet minunat, vine în această seară să vă aducă un buchet de cântece minunate și vine alături de Geta State și Irinel Mitroiu, pentru că sunt prieteni buni. Așadar, o primim cu multe aplauze pe nașa Viorica Chiorcio. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit! Avem voie să ne pupăm? Nu aveți voie să vă pupați? Îmi pare rău. Nu aveți voie. Lăsați cadouul, știți cum este. Doamna Viorica, vă mulțumesc din tot sufletul pentru prezență și pentru că... Am ceva pentru dumneavoastră. Mulțumesc din suflet, vă mulțumesc tare mult. În această seară am vrut să vin aici, deși eram foarte obosită, eram prinsă în sesiunea de examene, dar mi-am dorit atât de mult pentru că ei constituie o familie adevărată și eu totdeauna am valorizat familia și mi-am dat seama că există familie și există această valoare a societății noastre după ce eu am avut această familie. Când am pornit într-o familie, mă gândeam că atunci când investești într-o carieră de succes, abdici de la ideea de a avea o familie. Dar nu era așa. Exact așa ca și la dumnealor. Au o profesie și au și o familie frumoasă și copiii frumoși și ca și la noi, probabil că o farfurie se învârte fără să le ciobească pe alealte sau poate uneori le ciobește, dar viața merge mai departe, așa este și familia. Viața trebuie să meargă mai departe indiferent de ceea ce ni se întâmplă și omul este făcut să treacă și prin bune și prin rele. Chiar dacă dumneavoastră în ultima vreme, să spun așa, ați trecut și prin mai multe probleme, prin mai multe necazuri, iată, cântecul popular acum va rămas, zic eu, un foarte, foarte bun prieten și tot el, cântecul este cel care vă scoate de multe ori din stările alea de neliniște. Vreau să le mai spun telespectatorilor noștri că sunteți și studentă la Conservatorul Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Iată, nu s-a mulțumit cu puținul, să spun așa, cu ceea ce a învățat de la cei care o înconjurau. Și-a dorit foarte mult să-și perfecționeze studiile și eu îi doresc din tot sufletul meu mult succes și știu că va avea succes în absolut tot ce face, pentru că este un om ambițios. Iar acum este și o artistă foarte cunoscută și iubită de dumneavoastră. O ascultăm pe nașa Viorica Chiuciu. Mulțumesc! Și casă de piatră! Jarul pe coastă,
soare, ne-a legat dragostea mare. Și în aceste momente mă gândeam și la nașul, la domnul inginer Constantin Chiurgiu, directorul companiei Romvac. Când ați înregistrat aceste momente, vă era aproape, stătea acolo în studio și îl rugăm pe bunul Dumnezeu să aibă grijă de dânsul acolo unde este acum în ceruri. Și sunt convins că chiar în aceste momente nașul Constantin Chiurgiu este pe undeva printr-un colț al studioului și se bucură că duceți mai departe cântecul popular, pentru că și-a dorit, v-a susținut și ce să zic, chiar m-am gândit la dânsul. Nu, să știi că e bine și în astfel de momente să ne amintim și de cei dragi, Geta. Este bine să nu uităm de, că suntem la veselie, că suntem la bucurie, că suntem în orice moment. Este bine să ne amintim de părinții noștri, de foarte dragi. Georgel, foarte rar vezi un soț care să susține așa cum o susținea pe doamna. Eu știu foarte doctor. Bine. Deci era un om atât de modest și venea aici, stătea acolo afară în hol pe canapea. Mi-e foarte și greu. Și-a dorit ca Nașa să fie pe scenă, da, să da, cânte, da. Și a susținut-o și mă bucur că nu a renunțat la această dragoste pentru cântecul popular. Vreau să mergem mai departe acum și să invităm pentru prietenii telespectatori o altă prietenă dragă de a Getei State și de a lui Irinel Mitroiu. Dar să știți că este și prietena noastră și ne mândrim și noi cu ea, pentru că a fost de multe ori aici și întotdeauna ne-a adus cântece frumoase. Este un om cu un caracter deosebit, un om cu mult bun simț, așa că o primim cu multe aplauze pe Mihaela Bunea. Bună seara, Miha! Bună seara, dragii mei frumoși! Bine v-am găsit, mă bucur că sunt alături de voi. Sunteți doi frumoși. Mulțumim frumos! Eu pe Geta o cunosc de 23 de ani, Georgel. Da, am fost colegi la Școala Populară de Artă. Nu a fost atunci la nuntă, pentru că majoritatea cântau. Am avut noi eveniment, dar am fost la botez, dar a fost la Sofie. La turta Sofie. Și la băiat, da. Și la băiat, la botez. Da, da, vezi, unii la dintre noi ani, fac astfel de evenimente și dacă nu vine cineva, nu ne putem supăra. A avut? Dar nu aveam cum, că noi înțelegem, știm ce înseamnă. Că dacă da, uite, a venit la botez. Da, da. Și la turtă la fată. Da, și la turta Sofiei, da. Așa e. La mulți ani în căsnicie. Mulțumesc. Să dea Dumnezeu să ajungeți la 50 de ani împreună. Doamne eu ajut. Am 21 cu soțul meu.
voi aveți doar 6, da. Să dea Dumnezeu să ajungeți la mulți ani înainte, să vă creșteți copilașii voștri frumoși și să jucați la nunta lor, pentru că să asta ne Dumnezeu. Dorim noi, nu-i așa? Orice părinte își dorește să fie socru mare, socru da. Mic, să joace la nunta copiilor. Eu, de exemplu, să fiu soacră mare, pentru că am 2 băieți. Ei au și băiați și fată. Și când preconizezi? Mai, sper să mai... Cam câți ani? Cam mulți. Păi sunt mici? Nu, cel mare are 17 ani, cel mic are 14. Mulți înainte, peste 3 ani. Aș vrea să fac o facultate. Peste 3 ani poți deveni soacră mare leșer. Sper să nu. Să fiți sănătoși și... lasă-i să facă cum cred ei, e bine, este normal să le dai cât un sfat, dar dacă ei consideră că este bine să-și găsească mândruța și să... Ce crezi, Georgel? Cel mare are deja mândruța, a fost la mare, a fost la munte, parcă simt un gol în stomac când știu că pleacă. Și pentru dacă că era fată, ce făceai? Ce gol simțeai? Nu știu, nu vreau să mă gândesc. Ia nu știu, microfonul din el. Nu mi-au spus, nu mi-au spus deocamdată cel mic dacă are. El e un pic mai timid, dar asta e. Lasă că cel mic are timp să mai aștepte. Cel mare, de la 17 ani, e așa la limită. Dar noi nu suntem la limită cu cântecul, așa că te rog să le oferi celor de acasă. Sigur, cu mare drag. Mihaela, bunea! Care ne privesc. Și eu vă doresc vizionare plăcută la cei care ne privesc, iar vouă, dragilor, să fiți sănătoși. Mulțumim. Și să aveți parte de prieteni dragi lângă voi. V-am pupat. Noi avem și să dea Dumnezeu prieteni. Să ne vedem și cu alte evenimente. Mai mulți în platoul tău, Georgel. Cum făceam noi odată? Să dansăm, să ne distrăm cu torturi, cu șampanie.
să se întâmple. Doamne ajută, v-am pupat. Te pupăm și noi și îți mulțumim. Mulțumim, mult numai de bine, mulțumim, v-am pupat. Numai bine. Geta, da. Eu m-am gândit să-ți dau și ție ceva, că la toată lumea, că toți invitații mei care au venit aici în emisiune, eu am vrut să, să fiu om cu obraz și să le dau ceva. Vrei sau nu? Da, că e de bine, vreau. Da? Păi de bine. Da. O pauză de două minute, atât. Da, da. Revenim, Am revenit, dragi prieteni, și mâine seară de la orele 20 vă invit tot aici pentru că avem o altă emisiune frumoasă, Rămășagă pe Folclor. Acum mergem mai departe, dar nu înainte de a vă reaminti că prietenii noștri dragi, Geta State și Irinel Mitroiu, împlinesc 6 ani de la nuntă și 7 ani de când se cunosc, da? Așa, dar să știți că o altă prietenă a acestor oameni vine în această seară să vă aducă cântec frumos. Este o interpretă care cântă de toate, muzică de petrecere, muzică lăutărească, muzică populară, o femeie frumoasă, o femeie elegantă, o femeie care vine așa îmbrăcată ca la carte, să spun, în costume frumoase și ea plină de viață, plină de temperament, Elena Teodorescu. Mâna, Elena, bună seara! Bine, ne-am reîntâlnit! Bună seara, dragii mei! La 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 Ai dat drumul puțin mai târziu. Bună seara! Bună seara, dragilor! Bine ai venit! Bine v-am găsit! La mulți ani, dragilor, frumoșilor, să fiți binecuvântați! Uite, colegul meu, Radu Tănăsescu, auzi cum se zice acum? Psss, adică să se audă. E cel mai bine așa. E bine cum ai zis. Așa zice că te uiți acolo. Și mă bucur că ai venit în această seară lângă prietenii tăi dragi. Îmi pare rău că nu puteți fi așa toți la oaltă. Îmi pare rău că nu pot să vă pup. Asta în primul rând, că nu ne putem pupa. În al doilea rând, că nu putem dansa. Uite-mă pe mine, auzi, fii atent, Georgel. Știi că eu vorbesc mult, dar zic repede, 30 de secunde. La mine, la Grădiștea, la Giurgiu, există, e și neam cu mine, veișoară, cu bunică mea, nu știu, îi spune Corcodușa. Și la nuntă, când obosea, juca. Și când obosea, după ce obosea, și, camera, fii atent, rămân aici. Hai că vreau să, deci după ce obosea și nu mai putea juca, făcea Hiu, așa și eu, știi? Uite, mă stau așa și fac așa, parcă nu sunt da, eu, mă, dar înțelegi? Tot se mișca, adică n-avea... Păi când o dureau picioarele, doar mișca din talie, știi? Așa și da, eu. Dar pe Elena Teodorescu să știi că nu doare nimic, pentru că ea cântă non-stop și cântă ore în șir. Și așa cum spuneam, cântă de toate. Mă bucur că te văd. Mă bucur că ești veselă, mă bucur că ești sănătoasă și să dea Dumnezeu always de pe să fim bine. Totdeauna sunt vesele. Să ne vedem întotdeauna așa cu chef de cântat, cu chef pentru tradițiile noastre și să fim așa cum eram noi odată cu platoul ăsta plin, arhiplin. Abia aștept să ne vedem cum era acum un an măcar, să jucăm. Ora sărbă, să dansăm, să ne simțim bine, să un șpric, o aia, o dudă, o cozonacă, o... Da? O alea! Da, salutăm și pe Nea Vasile Cozonacă, se uite la noi. Da, fii atentă! Am înțeles că Geta și Irinel, după ce se încheie petrecerea, face o masă mare acolo. Păi unde să o facem? La pizzeria? Da? La pizzeria, da, dacă vreți în centru vechi. Acum, cu da. Mare drag, toți măcar mergem acolo. Măcar o felie. Deci cu mare drag mergem acolo, avem terasă, la terasă avem voie. Auzi, asta că nu o ne dai la pachet. Vă la pachet ori de câte ori doriți. Alo, și voi regia, da, un telefon cam de la, pe la 3 după amiază, așa că durează până vine din centru vechi în Republica. Ai zis că e, ai terasă acolo? Da, avem și terasă. Și avem voie în momentele haideți, de față, da? Vă rugăm frumos. Gata, așa facem, terminăm emisia și mergem la pizza. Dar până atunci să ne cânte Elena. Ești de acord, Elena? De acord, prima melodie o dedic mamei mele care nu mai e printre noi și care mi-e tare, tare, tare dor de ea. E o melodie lentă, de suflet. Și aceste cântece sunt binevenite întotdeauna și mă bucur că ești cu gândul de fiecare dată alături de oamenii tăi dragi și mai ales de mama ta, de cea care ți-a dat viață. Ascultăm așadar un cântec pentru suflet, interpretat de Elena Teodorescu. Thank you.
ți-am zărit chipul de înger. Te gândeai, mamă, la mine, te rugai, mamă, să-mi fie bine. Noaptea-n vis ca pe un fulger. Ți-am zărit chipul de înger. Cum pe prismă te așezai Let's go.
o viață care e față, îmi fură zilele în față, dar petrec în ciuda ei, că-i păcat de anii mei. Am scos și o murătură, dar ea a crăcut, fac eu, după vin, după friptură, să nu vi se lase greu. Am scos și o murătură, dar ea a crăcut, fac eu, după vin, după friptură, să nu vi se lase greu. Am o viață care e hoață, îmi fură zilele în față, dar petrec în ciuda ei, că-i păcat de anii mei. Am o viață care e hoață, îmi fură zilele în față, dar petrec în ciuda ei, că-i păcat de anii mei. Viață care-i hoață, îmi fură zilele-n față, dar petrec în ciuda ei, că-i păcat de anii mei. Am o viață care-i hoață, îmi fură zilele-n față, dar petrec în ciuda ei, că-i păcat de anii mei. Elena Teodorescu în această seară ne-a adus, iată, o piesă de suflet, dar ne-a adus un cântec vesel. Stăteam și ascultam așa versurile tale și ce mergea în seara asta o murătură așa cu o bucată păcat de aia că... de ganiță sau cu o friptură de aia pe jar. Păcat că nu, vorbele nu e cu... Păi... Nu e voie. E, la pachet... Mai avem răbdare. Mai Elena, răbdare. La pachet, puteai să aduci da. Și tu că sunt rusarii de astăzi. În pauză. Dar nu mai, lasă că ne păsăm pentru pizza. Sigur că suntem da, sigur invitații că Getei și a lui Irinel. Deși noi toți ne dorim să slăbim după COVID-ul ăsta în care ne-a ținut numai în casă și numai gogo și numai... Vai de sufletul meu. Așa? Dar să știți că merge și o pizza, merge și o murătură, merge și o friptură. Merge orice. Eu zic mersi că am reușit să evadez. Acum 3 săptămâni să ajung la țară să fac ce vreau eu prin curte, să... Alea, să mai dăm jos din burtă. Lasă din... că după 15 da. Vei evada de tot, vei fi aici, între sigur prieteni, că da. Jucăm, sigur că cântăm. Da, bineînțeles. Îți mulțumim. Mulțumesc să frumos și eu. Mă așteptăm și altă dată cu mare drag. Nu mai zici nimic, Geta, state că trebuie să luăm pauză. Revenim! Am revenit, dragi prieteni. Mulțumesc pentru vestimentația din această seară, doamnei Sofia Cărbunaru și domnului Nicu Rotaru. Desigur, vă mulțumesc dumneavoastră, oamenii noștri speciali, cei care întotdeauna ne așezați în topul audiențelor. Mergem mai departe acum, pentru că un alt prieten de-al nostru, dar mai ales prieten al Getei State și al lui Irinel Mitroiu, vine în această seară să ne vorbească o jumătate de oră, pentru că lui îi place foarte mult să vorbească. Îi place să fie și prezentator de emisiuni și m-am gândit că vom face aici un format de emisiune și el este cel mai nimerit pentru acest lucru. Auzi, vorbește la fel de mult ca și Irina la al meu, adică mai deloc, înțelegi? Da. Să știți că nu vorbește, eu am glumit, dar cântă foarte frumos și în această seară vine să vă cânte, vine să vă aducă bucurie prin cântec. L-ați văzut că a mai fost în emisiunile noastre și știu că a fost atunci cu Măriuța Burlan, au și duete. Ionuț Manole vine în această seară cu drag pentru dumneavoastră și l-aplaudăm. Îl primim cu drag în emisiunea noastră. Bună seara, Ionuț, bună seara, poate? Bună seara și bine v-am găsit. Mi-era dor să ajung la voi. Atât? Atât, hai să-l punem la treabă. Vă rog eu, sună cânte Ionuț Manole. Un sărac și un bogat stăteau într-o zi la sfat și privindu-se în față, vor să facă schimb de viață. Săracul îi zice așa,
fie bogată haina mea. Îți dau haina de pe mine să văd, știi s-o porți bine. Ce face o haină, Doamne, la tot omul în spinare? Îl schimbă de zici că-i altul, nu-l mai cunoaște nici dracu. Dă bogate haina jos, că nu știi să o porți frumos. Păi nu știe orice să poarte haină de sărac în spate. Spune sărace mie, cât de greu poate să fie să-ți port eu haina ta și tu să o porți pe-a mea. Ia-o bogate și vezi, fiindcă te văd că nu crezi, dar știu că nu te descurci și între zile mi-o aduci. Ce face o haină, Doamne, la tot omul în spinare? Îl schimbă de zici că-i altul, nu-l mai cunoaște nici dracu. Dă bogate haina jos, că nu știi să o porți frumos. Păi nu știe orice să poarte haină de sărac în spate. Trăiește-ți viața frumoasă. Eu trăiesc cum îi putea, ia-ți haina și dă-mi pe-a mea. E grea haina de sărac, nu e ca de bogat, dar mi-e inima ușoară, nu ca la piatră de moară. Ce o haină, Doamne, la tot omul în spinare? Îl schimbă de zici că-i altul, nu-l mai cunoaște nici dracu. Dă bogate haina jos, că nu știi să o porți frumos. Păi nu știe orice să poarte haină de sărac în spate. Ionuț Manole a fost pentru dumneavoastră. Mă gândesc că textul ăsta, că piesa asta este scrisă de Măriuța Burlan. Doamna Măriuța Burlan, da. Versul. Dacă vrei să o salut și să-i mulțumesc, uite, te las. Da, vreau să mulțumesc doamnei Măriuța Burlan pentru toate piesele care mi le-a creat, pentru tot ce face pentru noi. Îi mulțumim din suflet. Să trăiești, Ionuț, și te mai așteptăm și altă dată cu mare drag în emisiunea. Mulțumesc mult, mulțumesc. Numai bine. Doamnelor și domnilor, mă gândesc așa ce este în casa Getei State și a lui Irinel Mitroiu. Cred că numai Irinel vorbește în casă. Auzi, hai să spun nici ceva. Nici n-ai loc să vorbești. Hai să spun ceva, că el acasă vorbește. Stați voi liniștiți, da? Nu vă luați după aparinții. Că vorbește, zice puțin, dar bine, ce crezi? La obiect nu să... Deci nu, eu vorbesc mai mult, câteodată vorbesc și singură în zadar, că nu mă aude nimeni. Deci acasă vorbește, doar la televizor e, este da, mai aici, nu știu, el are, un trac așa care nu... Nu, eu cred că nu are trac, eu cred că are prea mult respect pentru tine și ce zice, domne, măcar la televizor să nu vorbesc în fața muierii. Auzi, da, tu ești drăguț.
Să știi că am mai fost și la alte emisiuni și la fel a fost întrebat și a recunoscut de fiecare dată, domne, lasă, mai bine vorbește nevastă mea, eu am un trac fantastic, nu e deloc mut, nici ce crezi, nici la cântat și nici la vorbit nu e atât de mut pe cât pare. Seara, eu luat și microfonul la ce să mai vorbească omul. El mi l-a dat, el mi l-a dat că da. Trebuie să oferim microfoane invitaților și am zis să împărțim microfonul. Bun, am dat un microfon cu roșu următoarei artiste și nu este doar interpret al cântecului popular, este și textier, este și compune de fapt foarte multe cântece pentru colegii dumneei și compune cântece care ajung la sufletele oamenilor. Este un om depus la rană și spun acest lucru pentru că am avut o invitată de multe ori în emisiunile noastre și foarte mulți artiști vorbesc foarte frumos despre Măriuța Burlan. Vorbim și noi frumos despre Măriuța Burlan și o invităm cu drag în această seară aici, la rămășagul nostru pe Folclor. Sărbâna, bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Și zic să rămână la doamna Geta pentru invitație. Așa îmi spune mereu doamna Geta și o rog din suflet să-mi spună Geta. Și ea îmi spune mereu doamna Geta. Eu o iubesc, o îndrăgesc sincer. Și este unul din colaboratorii mei de suflet. Eu am și pe Georgiana, o am pe Măriuța mereu. Și am colaborat și cu Jenny de-a lungul anilor și cu Adi Mihu, dar ele îmi sunt cele mai apropiate de suflet. Nu știu de ce, așa simt eu la momentul ăsta. Păi e foarte bine că spui ceea ce simți. Păi eu spun mereu, tu știi. Iar Măriuța Burlan, într-adevăr, este un om sensibil, este un caracter foarte frumos. Și rămâna, mulțumim! Și mă gândesc că are și Măriuța pe cineva de salutat din fața micului ecran. Da, vreau să-mi salut gorgenii mei, oamenii din sat, de la mine. Scuze-mă, unde e din sat, mai exact? De la Gorj, de la Fărcășești. Așa, ca să știi. Vreau să spun la mulți ani fetiței lui George, la prietenul nostru, George Manole. O pupă mamii pe Măriuța, că așa o cheamă tot Măriuța. Din suflet la mulți ani și, nu știu, salut pe toată lumea. Așa, ca să fie treaba, știi că de multe ori când saluți prietenii, mai uiți și au pupe nașa, vai. Vezi? Hai să cântăm pentru toată lumea, doamnelor și domnilor, Măriuța Burlan! Ce-ar fi dacă ai fi bolnav la pat? Omule cu datorii, nu mai fi îngândurat. Ia gândește-te ce-ar fi dacă ai fi bolnav la pat. Că e o vorbă în lumea toată, ba nu e făcut să meargă. Să stea-n buzunar la toți, la domn și până la hoți. Bea, mănâncă și petrece, omule, că viața trece. Și lasă-l dracu de oftat, ai murit tu și n-ai dat. Vorbă cu mult rost,
fără bani miroșă prost. Dar spune-mi, te-ar încălzi dacă sănătos n-ai fi? Că e o vorbă în lumea toată, bani nu e făcut să meargă, să stea-n buzunar la toți, la domn și până la hoți. Bea, mănâncă și petrece, omule, că viața trece, și lasă-l dracu de oftat, ai murit tu și n-ai dat. Regi pe acest pământ și-au murit ca și de rând. N-aveau datorii o ață, dar erau datori la viață. Au fost regi pe acest pământ și-au murit ca și de rând. N-aveau datorii o ață, dar erau datori la viață. Că e o vorbă în lumea toată, bani nu e făcut să meargă, să stea-n buzunar la toți, la domn și până la hoți. Bea, mănâncă și petrece, omule, că viața trece, și lasă-l dracu de oftat, ai murit tu și n-ai dat. Da, versuri adevărate, un cântec așa care, nu știu, ne îndeamnă, dacă vreți, să vedem altfel lucrurile. Felicitări, Măriuța! Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc! Vreau să spun că melodia asta este cântată la toate evenimentele. Acum că nu mai sunt evenimente, dar să știi că toți muzicanții au preluat și nu numai asta. Măriuța creează piese foarte, foarte frumoase. Le mulțumesc tuturor care îndrăgesc piesele mele. Așa, a vorbit soțul meu, stați puțin, zi soțul! Da, dai microfonul! Așa. Fabrică de hituri. Vă mulțumesc mult, să rămână. Îți mulțumim frumos, te mai așteptăm și altă dată. Da, cu mare cu drag. Aș vrea ziua mea să o sărbătoresc alături de cei care mă iubesc. Când este ziua ta? Pe 13 iulie. Ia uite cum ne întâlnim luna viitoare. Iulie. Ia uite întâlnirea. Sperăm iulie. Ca pe 15 iunie să ne zică liber. Și atunci... Doamne ajută! Să te invităm și noi aici între... Îmi doresc din suflet ca ziua mea să mă sărbătoresc aici, la dumneavoastră. Alături de cine mă iubește pe mine, prietenii, lăutarii. Să știi că noi te așteptăm cu mare drag și dacă lucrurile își vor reveni la normal, atunci cu siguranță vei alege să îți serbezi ziua și la noi, la Rămășa pe Folclor. Promit prăjituri și cozonac. Gata, te așteptăm cu drag! Dar și eu promit pentru tine ceva special. Pauză. Și revenim. Am revenit, dragi prieteni, și mâine seară de la orele 20 vă invit să ne urmăriți, pentru că, repet, am gândit pentru dumneavoastră o altă emisiune frumoasă. În cele ce urmează, pregătim un moment instrumental. Maestru Vali Pișan este alături de noi și a venit cu orga dumnealui fermecată să ne aducă bucurie. Bună seara, maestre! Bună seara, bine v-am găsit! Am venit și eu cu o horă frumoasă pentru toți românii din România. Se numește și pentru toți frații noștri din România, de peste... Și nu numai pentru că Edno TV este recepționat chiar și în Statele Unite ale Americii. Se numește Hora Bucureștiului. Salutați pe cineva de acasă, că mă gândesc că i-ați anunțat pe prieteni, pe cei dragi. Salut pe toți prietenii mei și
pe toți colegii mei și și pentru toți prietenii, lumea. Pentru toți colegii dumneavoastră cântăm. Păi da. Vă ascultăm cu mare drag, doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră. Să știți că pregătim și în această seară momente deosebite, iar acum un moment frumos s-a pregătit pentru dumneavoastră, maestro nostru drag, un om, așa cum vă spuneam, care aduce bucurie prin cântec și să știți că merge de fiecare dată la evenimente și întotdeauna reușește să facă adevărate spectacole. Maestre Vișan, vă ascultăm cu drag. Thank you.
Mulțumim, mulțumim frumos, maestre Valentin Vișan. Vă dorim toate cele bune și vă mai așteptăm și altă dată cu mare drag în emisiunile noastre. Vă mulțumesc frumos pentru invitație și sperăm să mai venim la dumneavoastră. Cu drag vă așteptăm de fiecare dată. Venim. Ne-am propus să ne vedem așa cam cel puțin o dată pe lună, să ne adunăm așa prieteni, cu diverse evenimente, cu diverse motive. Uite, astăzi ne sărbătorim noi. Eu mă simt ca, asta îi spuneam doamnei Viorica, că eu mă simt că sunt mireasă. Deci, uite, ia uite, după 6 ani eu încă mă simt mireasă astăzi. Și eu mă simt foarte bine între voi, pentru că în această seară am întâlnit oameni care iubesc normalul, care fac de toate, au familia lor, iubesc munca, vin să cânte, indiferent că sunt lăutari, că sunt cântă altfel de muzică, pentru că trebuie să facem din toate și să le facem pe toate cu moderație, așa cum le faceți și voi. Și felicitări! Da, ne dorim să facem de toate și să le facem bine și să fim sănătoși, că de fapt... Asta este. Dacă avem sănătate, le putem face pe eu toate. Eu de fiecare dată te întrerup și să mă taxez la caserie, nu știu ce să-mi faci. Dar nu pot să nu mă las... Nu mai duci la nicio caserie, să auzi, dai mie direct. Nu pot să nu mă las să spun așa că luna asta și în ultimul timp am avut foarte mult sărbătoriți, la care eu mă gândesc cu drag. Și aici o numesc pe Reta Baltag, colega și prietena mea de la Giurgiu. O salut și eu pe doamna. A fost ziua ei de naștere. La mulți ani, a fost ziua moșicăi noastre, Mariana Cimpoiaș, îi spunem la mulți ani. La mulți ani. Ieri a fost ziua colegei și prietenei mele bune de la Bistița Năsăud, solista Onița Ciuta. Iacătă, pe 11 îl sărbătorim pe fratele meu. Pe 19 și pe 21 am nepotul și nepoata, deci am o lună atât de aglomerată, cu atâția sărbători și cu atâtea cadouri, vai de capul meu, ce să spun. Pentru toate dedicațiile astea aduci 20 de pizza, să știi. Pizza, dar fii atent, vă aduc ceva mai bine. Are tata niște roșii bio la solar, la țară. Da, dar lângă roșiile alea trebuie să mai pui și o bucată de brânză și o bucată de carne. Ți-aduc, nu-i problemă. Auzi, tu vine la mine la Grădiște, așa, ne-am Lumesc. Propus noi ceva și trebuie să ajungem pe meleagurile mele și o să vezi tu ce bine o să fie. Ajung, dar până atunci ajungem cu cântecele la sufletele al telespectatorilor noștri cu o dedicație Magda Man pentru colegii ei din platou și le spune Magda Man că îi iubește pe toți, că îi stimează, că îi apreciază. Și am și o dedicație, fiica Ana Maria Alina din Orbenie, transmite pentru mama ei, Maria Bortă, la împlinirea vârstei de 71 de ani, la mulți ani, sănătate, fericire, bucurii și tot ce este mai bun. Nașa, mă bucur că sunteți în această seară alături de noi și că ați venit așa cu drag pentru publicul de acasă. Da, iubesc publicul, iubesc cântecul popular, iubesc oamenii și așa cum am spus, îmi plac oamenii care iubesc normalul, care își exprimă dragostea prin cântec, indiferent ce tip de cântec aduc aici. Fie că este cântec lăutăresc, fie că este cântec de altă natură, îi felicit și vreau să le spun că îi consider pe colegi pe toți. Îi salutăm pe toți telespectatorii noștri dragi, pe cei din fața micilor ecrane. Iar acum avem o altă româncă dragă. Nu de mult timp am plinit o frumoasă vârstă, iar noi îi spunem la mulți ani, cu sănătate, cu fericire, cu bucurii. Și este și geta statei și este și prietena noastră, doamna Onița Ciuta. Sărbună, bună seara! Seara bună! Din ce faceți, doamna Onița? Ce să fac? Mulțumesc bine! Voi ce faceți? Uitați aici la bucurie, la veselie, sărbătorim cei 6 ani de la căsătoria celor doi, Geta State și Irinel Mitroiu, unde ați fost și dumneavoastră prezent acolo. Da, am fost. Am fost, mi-a ajutat bunul Dumnezeu și mi-a dat sănătate și am fost la Getuca mea și la Irinel, la nuntă. A fost o nuntă extraordinar de frumoasă. Vreau pe această cale să le transmit gândurile mele bune, sănătate, bucurie și dea bunul Dumnezeu, da, Getucule, să dea bunul Dumnezeu toate visele, toate gândurile voastre să fie împlinite. Mulțumim tare mult, Doamne ajută! Te pup, Oni, și mă bucur din suflet să te văd. Și mă bucur că ești și în această seară alături de noi, așa cum ai fost și acum 6 ani la nuntă, ai făcut un efort, ai venit de ziua ta la București, ai fost alături de noi, ne-ai adus cadouri, ne-ai cântat la nuntă și noi îți mulțumim pentru asta.
Da, mulțumesc și eu, îți mulțumesc că existi de tuca. Și Irinel, da. Printre Irinel cunoște Irinel acum. Așa. Și e prietenul meu. Să știi că dacă suntem atât de departe, la sute de kilometri, pot să spun, prietenia noastră este atât de frumoasă și atât de sinceră. Și când ne sunăm, atât pot să spun, Getuca, lasă-mi un SMS, un mesaj să știu că ești bine. Și da, da. De când în când, ea, ca să nu mă deranjeze, mai ales de când sunt copiii și așa, îmi spune tu să-mi lași un mesaj să știu doar că ești bine. Da, iar acum lăsați și dumneavoastră un mesaj pentru prietenii din fața micului ecran, un cântec frumos. Mulțumim, doamna Onița Ciuta, și ascultăm piesa Binei Doamne când ești mic, un cântec frumos. Vă mulțumim, o seară bună să aveți. Ascultăm această piesă interpretată de doamna Onița Ciuta. Supărarea, grijile, nu poți dormi noi.
zile, vai ne-i Doamne, când ești nic, omule. Frumoasă copilărie, prea puțin ai sta cu mine, bine-i Doamne, cât ești nic, omule. Am revenit, dragi prieteni, și vreau să-i salut și pe colegii din regia de emisie, colegii mei dragi, și pe regizorul de montaj, pe domnul Daniel Munteanu, un om drag nouă tuturor, un coleg extraordinar. Vreau să mergem mai departe și să vă spun că în această seară, cu drag pentru dumneavoastră, vine o familie frumoasă. Un tată și o fiică. El celebru în ale cântecului, un om care întotdeauna s-a dăruit așa cu tot sufletul și cu toată dragostea către cântecele noastre. Este un instrumentist de mare excepție. Și l-ați văzut de multe ori în emisiunile noastre pe maestru Sile Dorel. Ei bine, maestru Sile Dorel în această seară vine alături de puișorul dumnealui, de fiica sa, Mădălina Păun. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și bine v-am găsit și vă mulțumim pentru invitație. Da, mulțumim mare pentru invitație. Sunt prietenii mei, iar eu pe Sile cred că știu de 20 de ani. Deci ne știm de foarte, foarte mulți ani și atât eu cât și soțul meu avem o relație foarte frumoasă, bazată pe respect și pe colegialitate, iar pe Mădălina implicit o știu de la tati, nu? Bineînțeles. Și fii atent, costumul, fotele și brâu i-au fost, purtat noroc. I le-am dat de eu. A, sunt de la tine? Da. Da, și îmi poartă noroc. Îmi e drag să știi că, hai să spun ceva și vă rog să mă iertați că eu, ca de obicei, vorbesc mult. Eu nu aveam costume naționale când am început să cânt și am suferit foarte tare, ani de zile. Drept pentru care, știți vorba aia, copilul când nu are jucării când e mic, toată viața își cumpără jucării. Eu n-am avut costume naționale și toată viața îmi cumpăr costume naționale și soțul meu de acolo din spate... Noroc cu Irinel! Auzi, mă ceartă noroc mereu! Noroc cu Irinel! Ce noroc? Te ceartă? Ce nu mai vorbești? Noroc. Mă ceartă și îmi spune, iar îți cumperi tu când... Tot timpul... Au și-a zis, așteaptă până la sfârșit. Deci tot timpul există discuții, eu tot timpul nu mă pot abțin. Iar fotele le-am dăruit Mădălinei din tot sufletul. Foarte bine, uite, stau foarte bine, chiar dacă mă repet aceste fote, Mădălina, și să îți aducă tot succesul din această mulțumesc lume. Din suflet, mai ales mulțumesc. Că e lângă tatăl tău de la care ai avut și ai multe de învățat. Așa este. Maestre, dacă vreți să salutați da, pe cineva. Am și eu foarte puține dedicații. În primul rând pentru o doamnă superbă, pentru doamna Ana Enescu de la Chicago, din Statele Unite. Vreau să-i dăruim aceste frumoase melodii, piesa mea și a fiicei mele Mădălina. Domnului Toni Bocioacă de la Buzău, în Spania domnului Gheorghiță Nedelcu și aici în România la Sinești, domnului Marinică, aceste frumoase melodii. Îi salutăm pe toți cei dragi ai dumneavoastră, iar pentru toți telespectatorii care la această oră stau în fața micului ecran și ne urmăresc, cântece frumoase cu Mădălina Păun și mai apoi maestru Sile Dorel. Ascultați-i! Strânge și agonisește, el vrea doar averi și bani, măi, parcă ar trăi mii de ani, măi. Omul lume cât trăiește, strânge și agonisește, el vrea doar averi și bani, măi, parcă ar trăi mii de ani, măi. Lasă averea și banii, nu vei ști când îți trec anii. Prețuiește zilele, distrează-te omule, măi. Lasă averea și banii, nu vei ști când îți trec anii. Prețuiește zilele, distrează-te omule, măi. Thank you.
Dacă știi că viața-i scurtă, n-ai strânge avere multă, ai ieși cu mândrele, măi, să chefuiești omule, măi. Dacă știi că viața-i scurtă, n-ai strânge avere multă, ai ieși cu mândrele, măi, să chefuiești omule, măi. Lasă averea și banii, nu vei ști când îți trec anii. Prețuiește zilele, distrează-te, omule, măi. Lasă averea și banii, nu vei ști când îți trec anii. Prețuiește zilele, distrează-te, omule, Thank you.
Vă mulțumim, vă mulțumim frumos pentru prezență, mulțumim și Mădălinei fiicei dumneavoastră și vă așteptăm și altă dată cu mare, mare drag. Doamne ajută să ne vedem de fiecare dată cu bine și cu sănătate, că dacă avem sănătate, dragi prieteni, le putem face pe toate. Mă bucur mult de tot pentru că Geta State este prietena noastră și de fiecare dată când are de sărbătorit cât un eveniment frumos din viața ei, vine aici cu prieteni, cu cei dragi și aduce bucurie prin cântec în sufletele dumneavoastră. Și mai știți dumneavoastră că și Geta State a fost prezentatoarea unor emisiuni de aici de la Etno TV, adică este de acasă, este de aici, din familie, are rădăcini aici. Felicitări și mulțumim încă o dată, Geta. Eu totdeauna am spus că televiziunea Etno este televiziunea sufletului meu, televiziunea la care eu m-am lansat. De aici oamenii mă cunosc, chiar dacă eu mai merg și la alte emisiuni și la alte televiziuni, totdeauna Etno este aproape de sufletul meu. Geta, spuneam puțin mai devreme că ai prezentat emisiunii la Etno TV. Așa. Te rog să prezinți următorul invitat, se numește, eu spun doar cum se numește și tu îl prezinți cum știi tu. Irinel Mitroiu se numește, ia să auzim prezentarea ta. Dragii noștri telespectatori, în această seară aniversară aducem în fața dumneavoastră un solist complet, aș spune eu, complet și cum să spun, nu că e soțul meu, înțelegi? Dar e al naibii de bun și cântă atât de multe genuri muzicale și atât de polivalent și este atât de modest că de multe ori chiar mă enervează și spun că trebuie să fie puțin mai îndrăzneț. Și mai este și tatăl copiilor lui Geta State. Nu mai spun că este tatăl nostru. Și mai este și soțul Getei State. Și mai este și omul care o înțelege de fiecare dată. Și mă suportă cel mai bine. Așa, te suportă. Ăsta este cel mai important lucru, ca jumătatea sufletului să-ți fie aproape. Și, dar vrei să spun ceva? Nici el nu poate fără mine, spun eu că știu. Da, cred. Pe poarta surprizelor intră chiar acum jumătatea Getei State. Irinel Mitroiu cântă! Eu îți dau bine să-ți fie inimioara mea.
inimă, inimă, și deloc nu îmi dai pace, of, inima mea. Cât să mai iubești tot ce-ai prins la mână, tu nu bătrânești, inimă nebună. Ai iubit ce-ai vrut, ți-am dat viața toată, orice ți-a plăcut și nu ești împăcată. Piesă frumoasă semnată Măriuța Burlan. Măriuța, mă bucur că ne-am revăzut în această seară. Mă bucur că ne-ai adus cântece frumoase. Mă bucur că ai fost la un eveniment, zic eu, important pentru prietenii noștri Geta State și Irinel Mitroiu. Le doresc din suflet sănătate, fericire, răbdare. Da. De ce? De ce ai zis răbdare? E pe lista de așteptare cu piese ceva sau ce? A, nu, noi am lucrat piese, avem, numai noi dar n-am ajuns la studio. Răbdare? Răbdare cu mine, cu mine. A, răbdare. Păi având da, în vedere pentru... Mai mult de atâta răbdare cât vrei, Geta. Având în vedere sărbătorirea frumoșilor, da, și mulți, mulți, mulți sănătoși să fiți alături, Doamne, de puișorii dumneavoastră. Eu știu că am și eu un domn Irinel, dar pe al meu îl cheamă Viorel. Asemănător. Și, Și trebuie neapărat răbdare. Și Viorel se uită acum la noi? E aici. A, e aici, e domnul Viorel. A, este afară. Păi avem monitor de control afară, îl salutăm și noi pe domnul Viorel. Vă mulțumim frumos. Să aveți grijă de dumneavoastră, mulțumim, să fiți sănătoși. Doamne ajută. Și să ne vedem cu bine. Sănătate multă. Încă o dată vă mulțumesc din suflet, sănătate, fericire. Și să vă trăiască puișorii. Mulțumim, noi te iubim și te prețuim. Vă mulțumesc din suflet. Sănătate la toată lumea. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, înainte de a merge mai departe, vreau să-i mulțumesc colegului meu, inginerul de sunet Dan Burcă, și soției lui, Mihaela Burcă. M-au primit frumos. Știți cu ce m-au primit? Pulpe la grătar, friptură de porc, pește de nu știu câte feluri la grătar, ciuperci, dulciuri. George, te rog. De ce ești la cură? Da, păi am început... A, nu-ți mai spun atunci. Și nu. Da, da.
Dar m-am primit cu prea multe și ce să mai... Încercăm o salată, altceva, te rog eu. Lasă că... Salata nu e atât de bună cum este carnea. Carnea este cea mai specială pentru noi. Nu, Magda, astăzi n-am mâncat nimic, că m-am păstrat după 3 zile, îți dai seama. Și o salut și pe doamna Cati, pe prietena noastră, un alt om minunat, și fetele tale să-ți trească, Dane, și încă o dată să te bucuri de ele, să fiți sănătoși cu toții, pentru că aveți o familie frumoasă. Dar să știți că asta s-a întâmplat sâmbătă, dar ieri, vă spun unde am fost și ieri. Ieri am fost că a fost ziua maestrului Victor Florea și au fost mulți colegi din televiziune, la fel ne-a primit maestru cu de toate, cu absolut de toate. Băutură la discreție, fiecare să-și aleagă ce vrea, ce nu vrea. Mâncare, nu vă mai spun, am fost așa la umbreluțe, la maestre, să aveți parte de tot ce este mai bun, sănătate și la mulți ani. La mulți ani și din partea noastră, să fii sănătos, să-ți dea Dumnezeu tot ce e mai frumos și bun pe lume. La mulți ani, încă o dată, maestră, din partea noastră a tuturor. Vine acum să ne dăruiască un cântec frumos, următorul Om Drag Nouă. Este un interpret cu o voce caldă, o voce bine timbrată. Eu v-am mai spus și data trecută, când l-am avut invitat în cadrul emisiunii Rămășa pe Folclor, că mi-aș dori să-l văd mai des în emisiuni de televiziune, pentru că are multe de spus în cântecul ăsta popular. Este mai greu ce-i drept în această perioadă, dar nu este imposibil. Dumnealui cântă în casă, că a trebuit să cânte în casă în perioada asta și vecinii au bătut în țeavă, s-a mai oprit pentru câteva momente, s-a dus în balcon și tot a cântat. A exersat, să spun așa, pentru că trebuie întotdeauna să facem vocalize, să cântăm, să nu ne oprim de cântat. Iar la noi, aici, în emisiune, vine cu drag pentru dumneavoastră și cu cântece minunate domnul Ion Bicu. Bună seara, domnule Bicu, bine ne-am reîntâlnit. Bună seara, domnul Georgel, bună seara, stimați colegi de platou, băieților de la camere, băieților din regie, doamnei Magda, care îi mulțumesc pentru invitație. Și dacă îmi permiți, aș vrea acest cântec pe care eu îl interpretez astă seară, este din repertoriul doamnei Lucreția Ciobanu, Regina Munților. A fost un solist și rămâne un solist pentru noi, un model. Soția mea a iubit-o foarte mult și mi-a spus: dacă mă iubești, te rog să înregistrezi această melodie, să cânți această melodie a doamnei Lucreția Ciobanu. Ce piesă din repertoriul? Pleacă oile la munte. A, celebra piesă, Pleacă oile la munte. Cu permisiunea ta, dacă îmi permiți, aș vrea să fac și câteva dedicații. Vreau să această emisiune să o dedic doamnei Elena Tofan, care este plecată la Moldova cu soțul ei. A, salută doamna Elena, prietena noastră dragă, o așteptăm. Vreau să-l felicit de asemenea pe domnul Ilie Clement, care nu l-am mai văzut de mult, dar sper când televiziunea o începe și lucrurile se vor schimba să ne întâlnim la un spectacol în Giurgiu sau... Îl salutăm și noi pe domnul Clement. Și noi îl salutăm și domnul Clement, dacă ne vedeți, să știți că m-ați sunat serile trecute și am văzut mult prea târziu apelul. V-am sunat și nu mi-ați răspuns, așa că iertați-mă că nu am răspuns. Se uită, sigur se uită la noi, va reveni cu un telefon. Așa, pentru cine mai faceți dedicație? Aș vrea să mai dedic pentru vărul meu, dresorul Florea din Giurgiu. Ce dresează? Cai. A, cai. Da. Atât? Păi, cam atâta. Cam atâta. Probabil. Bun. Păi domnul militarul nu-l mai sunați că l-ați, nu-l mai salutați că l-ați sunat și nu v-a răspuns, da? Nu. Nea Ilie, militarul de la Ștefănești, este un pic supărat domnul Bicu pe dumneavoastră că... Da, așa este. Da? Da. Dar vă trece supărarea, mă trece, da? Sigur. O să întreb. Dacă îi dați un cântec și domnului militar. Am să-i transmit tuturor, acest cântec să știți prin că ne trece și nouă și intermediul televiziunii domnului militarul. Bine, vă ascultăm cu drag, doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră domnul Ion Bicu.
ceva. Când eram și eu ciopan, la-la-la-la-la-la-la-la-la, mânam turma andeană, la-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 la, dar vremea a venit, la-la-la-la-la-la-la-la-la, să mă văd îmbătrânit, la-la-la-la-la-la. Cunoscut parcă și de păsări din repertoriul regretatei Lucreția Ciobanu și interpretat de domnul Ion Bicu. Eu sper ca doamna Lucreția de acolo de sus ne-a văzut și s-a bucurat. Pentru că eu niciodată n-am îndrăznit atâta timp cât dumneai era în viață să mă duc să-i cer să pot să cânt un cântec. Pentru că atât de frumos cânta și atât de... Nu, era... Oricum, au preluat foarte mulți din cântecele dumneiei și este bine să fie dus mai departe cântecul popular. Pentru ca lumea să-și amintească de dumneiei, pentru că merită. Da, merită și eu am lucrat cu dânsa la o altă televiziune și am făcut multe emisiuni frumoase. Dar să știți că pentru invitații din această seară și în special pentru dumneavoastră, domnule Bicu, dar înainte vă mulțumesc, vreau să vă spun că am o surpriză, dar nu înainte de a vă mulțumi că ați trecut pe la noi în această seară. Mulțumesc frumos! Ce surpriză? Aștept surpriza! O așteptați? O aștept sigur! Sigur că sunt surprins de ceea ce... Păi fiți surprins pentru scurta asta pauză de publicitate! Mulțumesc!
n-o mai uiți niciodată. Copiii să vă crească mari și să fiți fericiți, să-și facă școlile pe care le vor. Mulțumim. Și să dea Dumnezeu să ne întâlnim peste mulți ani aici. Să fim sănătoși, să ne vedem cu drag de fiecare dată. Și noi vă iubim și vă prețuim și vă mulțumim că deși sunteți foarte, foarte, aveți foarte multe lucruri de rezolvat, v-ați făcut timp să fiți alături de noi. Sigur, am venit cu mare drag în această seară să fiu alături de fericirea voastră. Mulțumim tare mult! După cum bine observați și dumneavoastră, dragi prieteni, Nașa Viorica Chiurciu cânta o piesă care se referea la dragoste, la familie și am văzut că așa spre final v-au năpădit și lacrimile, dar trebuie să fiți puternică și trebuie să treceți mai departe, mai ales că jumătatea sufletului, omul care v-a fost aproape, acum nu vă mai este lângă dumneavoastră, dar în sufletul dumneavoastră are un loc aparte și niciodată nu va ieși din așa sufletul este. Dumneavoastră. Vă mulțumesc că în această seară ați fost alături de noi. Vă dorim tot binele din lume și să facem în continuare lucruri frumoase și pentru cântecul popular. Mulțumesc, Geta State. Noi vă mulțumim foarte mult și mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi. Mulțumim regiei, mulțumim fetelor, mulțumim ție că m-ai suportat că eu vorbesc așa. Nu, așa. Cu mare drag. Auzi, cu mare sunt, drag. Când, mai ales când sunt, să știi că eu vorbesc mult atunci când mă simt bine. Foarte bine, asta așa să faci. Întotdeauna te simți bine în emisiile noastre, da. Pentru că noi aici suntem o familie și aici suntem unul pentru toți, toți pentru unul. Mulțumim, Irinel. Să știi că el, e foarte sensibil, a lăcrimat. Mulțumim frumos! Mulțumim și noi! Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru atenția acordată. Nu uitați, mâine seară de la orele 20 vă invit să ne fiți din nou aproape. Am să o rog pe Geta State să încheie ediția din această seară a emisiunii noastre Rămășac pe Folclor. Le mulțumesc colegilor din platoul de filmare, le mulțumesc colegilor din regia de emisie și, desigur, încă o dată vă mulțumesc dumneavoastră celor din fața micului ecran. Să aveți o seară perfectă! Toate cele bune!
mama și nici curte fără tată. Vreau un prat să mă primească, să-mi le părintească. Soare, cărau lemnele în spinare, să ridice și ei casă, să stea cu nepoți la masă. Via când o taie tata și măicuța dă cu sapa, rodul este cu temei, noi nu mai face cali. Nu văd casa fără mama și nici curtea fără tata. Vreau un prat să mă primească, să-mi le părintească. Nu văd casa fără mama și nici curtea fără tata. Vreau un prat să mă primească, să-mi le părintească. Fără mama